Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să vă arăt ce mașini merită cumpărate din Germania dacă ai un buget mic, mediu, dar și ceva mai mare. Pe scurt, o să vedeți o gamă cât se poate de diversificată de mașini second-hand care se vând în această perioadă în Germania. După cum bine știți, scopul acestui canal, da, este să vă arăt toate mașinile care se vând aici, dacă merită cumpărate sau nu, asta simplu decideți voi. Înainte să începem, după cum bine știți, nu uitați de un like și de un share și nu uitați să vă și abonați, pentru că am văzut mulți dintre voi nu sunteți. Astăzi vreau să începem cu o mașină de buget și mai exact cu acest Seat Leon din 2007, o mașină care merită cumpărată din Germania dacă ai, cum spuneam, un buget mic. Seatul de față mai are mici defecte de ordin estetic, până la urmă nu este o mașină nouă și nu este o mașină foarte scumpă, dar pe ansamblu chiar arată foarte bine. Are jantele originale pe 18 cu anvelope în stare medie. Cam așa arată în interior, vine cu încălzire în scaune, clima automată, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină, are și scaunele sport. Chiar este un Seat Leon destul de bine echipat, are și farurile cu xenon. Vine cu motorul 2 litri diesel de 170 de cai, are 250.000 de kilometri, iar preșerut 3.500 de euro. Ce spuneți, merită? Reamintesc, înainte să cumpărați orice mașină second-hand, nu uitați să o verificați pe Car Vertical. Pentru asta v-am lăsat un link în descrierea acestui videoclip cu 20% reducere sau dacă folosiți codul AUTORULATE la checkout. Puteți afla dacă o mașină a avut kilometrajul dat înapoi, dacă a avut daune în trecut, dacă a fost furată și care este situația financiară și juridică a mașinii, adică dacă sunt probleme la acte sau nu. Din păcate, această mașină a avut aproape 200.000 de kilometri dați înapoi, de asta vă spun, verificați foarte bine când vă cumpărați o mașină second hand, și a avut și câteva daune înregistrate. Sunt unele mașini care, spre exemplu, au fost daună totală, ca să vă faceți și voi o idee. Și vă pot apărea și alte informații despre când a fost înmatriculată mașina, când a fost scoasă la vânzare și așa mai departe. Vă reamintesc, link în descrierea acestui videoclip cu minus 20% reducere sau dacă folosiți codul AUTORULATE la checkout. Verificați mașina înainte să o cumpărați, nu după aceea, pentru că poate fi prea târziu. Aici avem un superb Audi A6 Allroad din 2016, o mașină care cu siguranță merită cumpărată din Germania, mai ales dacă vrei un model ca acesta întreținut și cu un istoric real. Clar, nu este o mașină ieftină, trebuie să ținem cont că, de nou, un Audi ca acesta a costat în jur de 70.000-80.000 de euro. Deci în momentul de față chiar îl poți cumpăra la un preț destul de bun raportat la ce oferă. Cam așa arată pe partea de interior, vine cu scaune din piele încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, cutie automată, trapă, pilotul automat, adaptiv, normal, are și suspensie pe aer, tracțiune 4, farurile full LED, clar pe partea de dotări este un A6 foarte, foarte bine echipat. Haideți acum rapid să vedem specificațiile. Vine cu motorul 3 litri diesel de 320 de cai, are 132.000 de kilometri cu un istoric complet, iar prețul cerut aproape 32.000 de euro. Are și head-up display. Și dacă tot avem în spate un alt Audi A6, haideți să vedem cât costă și acesta. Acesta vine cu pachetul S-Line. Are la fel tracțiune 4, pilot automat adaptiv, dotările sunt foarte asemănătoare. Vine tot cu motorul 3 litri diesel de 320 de cai, are 137.000 de kilometri, iar prețul este exact la fel. Sunt foarte curios pe care l-ați alege și de ce. Următoarea mașină care merită cumpărată din Germania ar fi acest Golf 5 din 2007, pentru că o să vedeți imediat, chiar se vinde la un preț destul de mic, pentru că, da, din păcate, are ceva probleme cu rugina. Golf fiind, mașină veche fiind, automat vine și cu această problemă, din păcate. Dar dacă ți-o asumi, eu zic că merită cumpărat acest Golf. Cam așa arată pe partea de interior, vine cu clima automată, 4 geamuri electrice, pilot automat, senzor de ploaie și de lumină. Deci pentru un Golf 5, eu zic că este mai mult decât decent echipat. Sper că vedeți, aici este problema. Are motorul 1.6 benzină de 102 cai, 170.000 de kilometri, iar prețul cerut pe acest Golf este de doar 1.500 de euro. Ce spuneți, merită?
Aici avem o Kia Optima din 2016, o altă mașină care merită achiziționată din Germania, pentru că, ce-i drept, în România oferta pentru acest model este una cât se poate de redusă. Și da, per ansamblu chiar este o mașină care merită luată în considerare, pentru că o să vedeți imediat, Kia de față chiar se vine la un preț foarte, foarte bun pentru o mașină din 2016. Și pe parte de design, sincer, chiar nu văd diferențe mari față de o Kia Ceed nou-nouță. Anvelopele sunt în stare medie. Cam așa arată în interior, vine cu scaune semi-piele încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, keyless entry, keyless go, are și cutie de viteze automată, farurile cu xenon, deci chiar primești, zic eu, o mulțime de dotări. Haideți să vedem acum specificațiile. Are motorul 1.7 diesel de 140 de cai, 134.000 de kilometri, inspecția tehnică este expirată, iar preșerut 9.000 de euro, un preț chiar foarte bun pentru o Kia Optima. Aici avem un Peugeot 3008 din 2023, o mașină, zic eu, cât se poate de interesantă și da, nu prea vă arăt în general Peugeot-uri pentru că, cel puțin la mine în zonă, nu se prea găsesc. Am observat că, da, nemții totuși preferă alte mașini decât cele franțuzești. În orice caz, este un SUV care chiar arată foarte bine, zic eu. Sunt curios care este și părerea voastră. Anvelopele, normal, sunt aproape noi. Cam așa arată în interior. Vine cu scaune semi-piele încălzite, clima automată, navigație, ceasuri de bord digitale, cutie de viteze automată și pe partea de design interior chiar arată ca o mașină modernă. Nu știu, este mult mai futuristică decât alte mașini din același an. Haideți să vedem acum specificațiile. Are motorul 1.2 benzină turbo de 130 de cai, doar 8.000 de kilometri, deci este o mașină aproape nouă, iar prețul cerut aproape 28.000 de euro. Ce spuneți, merită? Aici avem o Skoda Fabia din 2015, știu că este o mașină în general neinteresantă pentru multe persoane din România, dar dacă vrei o mașină cât se poate de nouă, cu un kilometraj redus, chiar merită să te uiți la acest model. În Germania cel puțin chiar este o mașină foarte populară, ăsta este și motivul pentru care merită să o achiziționezi de aici, pentru că ai de unde alege. În România majoritatea provin de la firme. Cam așa arată în interior, vine cu încălzire în scaune, clima automată, comenzi pe volan, pilot automat, are și keyless entry, keyless go, senzor de ploaie și de lumină și sper că ați văzut în spate, mai vine cu încă un set de jante, are și farurile cu lupă, o mașină cât se poate de bine echipată. Are motorul 1.2 benzină de 110 cai, este cel de generație mai nouă, 140.000 de kilometri, iar preț cerut 9.000 de euro. Deci sunt și niște mașini care își păstrează bine prețul totuși. Aici avem noul Nissan Qashqai, mașina de față este din 2022 și are în jur de 8.000 de kilometri la bord. Putem cu siguranță să spunem că este un Nissan Qashqai aproape nou. Și într-adevăr, cei de la Nissan cu acest model chiar zic că au făcut o treabă foarte bună. Modelele anterioare nu prea m-au încântat, dar în schimb acest model chiar arată super, super bine. Așteptăm să se mai ieftinească puțin, pentru că da, nu este un SUV ieftin. Cam așa arată în interior, vine cu încălzire în scaune, clima automată, navigație, ceasuri de bord digitale, comenzi pe volan, pilotul automat adaptiv. Mai nou, toate mașinile de generație mai nouă îți oferă în standard multe dotări, pentru că da, acest Nissan nu este într-o variantă full option, are și senzor de parcare față-spate. Vine cu motorul 1.3 benzină turbo de 140 de cai, are aproape 9.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 26.000 de euro. Chiar sunt curios dacă l-ați cumpăra. Aici avem un Audi A4 din 2001, care din păcate are ceva probleme cu ruginal doar la aripile din față. În rest, pe partea de exterior, puteți și voi să vedeți, chiar arată super, super ok și este un Audi A4 care se vinde la un preț cât se poate de mic. Dacă vrei o mașină de buget, oarecum, na, mai premium pentru vremea respectivă, merită totuși să te uiți la acest model. Nici interiorul nu arată rău, vine cu încălzire în scaune, clima automată, pilot automat, 4 geamuri electrice, deci îți oferă totuși un minimul necesar de dotări. Până la urmă nu poți să ai pretenția de la o mașină din 2001 să-ți ofere eu știu ce dotări și are și farurile cu xenon. Vine motorul 1.8 benzină turbo de 150 de cai, are 345.000 de kilometri, tiuful este expirat, iar preșerut doar 1.000 de euro. Chiar sunt foarte curios dacă credeți că merită. Aici avem un BMW seria 5 GT din 2012, o altă mașină care merită cumpărată din Germania, pentru că poți la fel să găsești un model ca acesta cu un istoric complet la un preț destul de accesibil. Din nou, nu este o mașină în care să coste 8.000 sau 9.000 de euro cum și-ar dori majoritatea, dar măcar știi că plătești un ban în plus și îți cumperi o mașină cu un istoric real și într-o stare bună.
Cam așa arată în interior, vine cu scaune din piele ventilate și încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, trapă, cutie de viteze automată și sper că ați observat și voi, are și pachetul MLAB exterior, deci chiar este un seria 5 GT destul de bine echipat. Haideți acum să vedem specificațiile. Are motorul 3 litri diesel de 258 de cai, 260.000 de km cu un istoric complet, iar prețul cerut 15.000 de euro, are și head-up display. Aici avem renumitul Passat B6, fabricat în 2006. Este un exemplu bun ca să vedeți în ce stare se află un model ca acesta la un preț mic în Germania și să vedeți câți kilometri are. Da? Pentru că poate mulți au impresia că în Germania mașinile sunt pe gratis, găsești și bun și ieftin și așa mai departe. Mașina de față cu siguranță o să fie cumpărată pentru export, pregătită de vânzare și cineva o să o cumpere de bună. Cam așa arată pe partea de interior, vine cu încălzire în scaune, aer condiționat, 4 geamuri electrice, trapă, pilot automat, nu este un Passat full option, dar na, nici prețul cerut nu este unul mare. Sper că vedeți, are probleme cu rugina pe alocuri, până la urmă na, este un Passat de generație mai veche. Are motorul 2 litri diesel de 116 cai, 370.000 de km, iar prețul a fost redus la 1.200 de euro. Ce spuneți, merită sau nu? Aici avem noul BMW X1, mașina de față este din 2023 și din nou are în jur de 8.000 de km la bord. Într-adevăr, cei de la BMW cu ultimele modele chiar au făcut o treabă foarte, foarte bună. În dreapta avem modelul anterior de X1, nici acela nu arată rău, dar clar se vede că noul BMW X1 este mult, mult mai modern. Vă spun sincer, modelele anterioare nu prea m-au atras. Are jantele originale pe 18 cu anvelope aproape noi, interiorul arată superb, adică din punct de vedere al designului avem scaune semipiele, navigație, ceasuri de bord digitale, cutie de viteze automată, clar lista de dotări este una cât se poate de lungă, are și pachetul M, farurile full LED. Vine cu motorul 1.5 benzină de 136 de cai, are doar 6.000 de km, greșeala mea, iar preșerut aproape 43.000 de euro, într-adevăr nu este ieftin. Aici avem o Skoda Octavia RS din 2016, o mașină care merită atenția voastră dacă aveți nevoie de un model spațios care de altfel să-ți ofere și ceva putere. Și da, avantajul pentru Skoda Octavia ar fi că poți să-ți cumperi un model ca acesta la un preț mult mai avantajos decât un Golf 7 GTD, spre exemplu, care practic este exact aceeași mașină. Haideți să vedem și interiorul. Normal, vine cu scaunele sport încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, are și cutie de viteze DSG. Fiind un RS, clar și dotările sunt mai mult decât ok. Este cam vârful de gamă, are și farurile cu xenon. Vine motorul 2 litri diesel de 184 de cai, are 213.000 de km cu un istoric complet, fiu valabil până în 2025, iar preșerut aproape 10.000 de euro, un preț destul de ok. Aici avem un superb Volvo V60 din 2020, o mașină care din nou merită cumpărată din Germania pentru că în România cu siguranță oferta este una cât se poate de restrânsă. Chiar sunt foarte curios să-mi scrieți după aceea în comentarii dacă există un Volvo ca acesta la vânzare în România și cu motorizarea pe care o are acest Volvo, pentru că o să vedeți imediat este cât se poate de interesantă. Anvelopele, sper că vedeți și voi, sunt aproape noi. Cam așa arată în interior, vine cu scaune din piele ventilate și încălzite, clima automată, navigație, ceasuri de bord digitale, trapă, comenzi pe volan, pilot automat adaptiv, are normal farurile full LED, o mulțime de dotări și este o mașină care merită cumpărată dacă vrei ceva mai diferit. Vine cu motorul 2.0 benzină hibrid de 340 de cai, are 86.000 de km, iar preșerut aproape 37.000 de euro. Din nou, nu este o mașină ieftină. Aici avem un Opel Insignia din 2022 în variantă limuzină. O altă mașină care merită cumpărată din Germania, dacă vrei mai ales un Opel Insignia aproape nou, pentru că da, Opelul de față are în jur de 16.000 de km la bord și este un Insignia destul de bine echipat. Vine cu pachetul OPC la exterior, are stopuri pe LED, faruri cu LED, jante pe 20 cu anvelope aproape noi. Cam așa arată în interior, avem scaune semipiele încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, cutie de viteze automată, pilotul automat adaptiv și o să vedeți imediat vine și cu o motorizare destul de interesantă. Multe mașini, spre exemplu, sau mai bine spus Opel Insignia din România, sunt diesel.
vine motorul 2 litri benzină de 200 de cai, are 16.000 de kilometri, iar prețul cerut pe acest Opel Insignia este de aproape 30.000 de euro. Ce spuneți? Și ultima mașină pe astăzi ar fi acest Mercedes E-Class din 2017, care are în jur de 100.000 de kilometri la bord. Știu, pentru mulți este greu de crezut, nu are cum și așa mai departe, dar ăsta este și avantajul pentru care merită să-ți cumperi un E-Class ca acesta din Germania, mai ales dacă vrei să plătești prețul corect, chiar îți poți cumpăra un E-Class într-o stare foarte, foarte bună. Cam așa arată pe partea de interior, vine cu scaune din piele încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, cutie de viteze automată, trapă. Chiar sunt foarte curios ce mașină v-ați cumpărat din videoclipul de astăzi. Așteptările voastre în secțiunea de comentarii și, după cum bine știți, nu uitați de un like și de un share. Vine cu motorul 2.2 benzină. Vine cu motorul 2.2 diesel de 170 de cai, este și 4MATIC, are 108.000 de km, iar preț cerut 24.000 de euro. Cam astea au fost mașinile pe astăzi, ne vedem data viitoare!